Această rubrică a fost oferită de Focality. De În anul 1819 s-a născut Walt Whitman. A fost un poet, seist, jurnalist și umanist de origine americană, considerat cel mai mare poet american de către mulți pe când trecuseră doar patru ani de la moartea sa. Whitman este văzut ca primul poet urban. El a fost unul dintre reprezentanții tranziției de la transcendentalism la realism, opera sa arătându-se influențată de ambele curente. În anul 1883 s-a născut Onisifor Ghibu. A fost un profesor român de pedagogie, membru corespondent al Academiei Române și politician, luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918. În anul 1930 s-a născut Clint Eastwood. Este un actor, regizor și scenarist de film, producător, compozitor și politician american, câștigător a cinci premii Oscar, care regizor, actor și producător. Ca erou laconic de westernuri și filme de acțiune se numără din anii 60 printre cele mai de succes staruri ale lumii. Mai târziu devine un regizor și producător de film renumit și obține între anii 1993 și 2005 Oscarul pentru cea mai bună regie. În anul 1954 s-a născut Nicu Alifantis. Este un muzician, cântăreț și compozitor român de muzică folk și muzică de teatru, actor, dar și poet. În anul 1590 a murit Tintorello. A fost unul dintre cei mai mari reprezentanți ai școlii venețiene de pictură, marcând trecerea spre curentul manierist apărut în perioada de maturitate a renașterii. În anul 1809 s-a simțit în viață Iosef Haydn. A fost un compozitor austriac, alături de Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven. Face parte din rândul marilor personalități muzicale ale epocii clasice vieneze. A fost unul dintre cei mai influenți maestriei tradiționale muzicii din Europa Apusana. În anul 1832 a murit Evarist Galois. A fost un matematician de origine franceză care, deși a trăit numai 20 de ani, a contribuit notabil în domeniul algebrei. În anul 2009 s-a sins din viață Milvina Dien. A fost ultima supraviețuitoare a naufragiului vasului Titanic, scufundat pe 15 aprilie 1912. Aceasta s-a aflat la bordul vasului Titanic la vârsta de doar 9 săptămâni. Părinții săi erau emigrați emigranți englezi și călătoreau spre Kansas, Statele Unite ale Americii. Ea nu s-a măritat și nu a avut copii. În anul 455, împăratul roman Petronius Maximus este omorât cu pietre de către o mulțime furioasă în timp ce fugea la Roma. În anul 1859, orologiul Parlamentului din Londra, poreclit ulterior Big Ben, a fost pornit pentru prima oară. În anul 2013 a avut loc cea mai mare apropiere a asteroidului 1998 QE2 de Pământ pentru cel puțin următoarele două secole. De Această rubrică a fost oferită de Focality.